Trezește-te cu Vlad și Luca. Noutățile, dar și muzica. Deșteptarea la Europa FM. La culinaria astăzi avem o supică yummy, cremoasă și sățioasă, numai bună pentru zile reci. Mă rog, astăzi o să fie 27 de grade, deci nu e chiar rece, dar pentru viitoarele zile reci este bună această rețetă. O supă cu bacon, cheddar și bere. Cheddar? Cheddar, da. Chiar și bacon, e aia ardelenească cu... E prea multă grăsime. Și bere. Deci îți trebuie în esență bacon. Sau Kaiser. Okay. Sau șunca afumată. Da. Niște legume de supă, plus niște ardei iute, nu prea iute, plus niște făină pentru îngroșare, plus o sticlă, două de bere, dacă vrei să și guști înainte, știi cum, că atunci când gătești trebuie să guști ceva. Da. Să iei ceva. Și se face așa, eu vă zic doar ingredientele și ordinea și cantitățile, da, așa mare, că, mă rog, până la urmă se face la ochi, evident, și fiecare mai adaugă, mai scoate câte ceva, adică, de exemplu, în rețeta originală nu se pune chimen. Eu aș pune și niște chimen. Simt nevoia să pun și niște chimen. Ok. Deci, stați un pic să înghit. Deci, o bucată de șuncă afumată, tăiată cubulețe, nu prea subțiri, că o să rumenim asta, ea trebuie să lase un pic de grăsime, da? Da. Vreo 200-300 de grame, 400, în funcție de cum simți. Se rumenește în cratița în care o să facem supa. Nu se mai pune ulei sau nu știu ce. Se rumenește ca să lase grăsimioară. Da. Și după ce s-a rumenit, da, se scoate, se pune deoparte și în grăsimea care e adunată deja în cratiță, rumenim niște țelină tăiată mărunt, niște ceapă tăiată mărunt, niște usturoi tăiat mărunt, niște ardei iute tăiat mărunt și niște piper, nu cred, cimbru uscat și... Eu dream că-l tăi mărunt și piperul. Da, și eu aici aș pune și niște chimen. Și când s-au rumenit, adăugăm berea. Jumătate, da, de sticlă, nu exagerăm. Și fierbem chestia asta ca să iasă alcoolul și să se și reducă la jumătate. După care adăugăm fond de pui. Aproape un litru, o să iasă 3-4 porții din ce facem noi. Și separat facem un rântaș. Rântașul facem ca să îngroșăm supa. Spune-i, deci, spune-i lui Alex ce e la rântaș. Rântaș este în franceză, originalul este roux. Roux. Rântașul este exprimarea, cuvântul românesc, nu știu de unde vine, uite să caut, care este etimologia. Unt, pe foc mic, unt, topești niște unt și după aia pui făină. Pui, da, ușor așa în ploaie, o lingură de făină, mă rog, și se amestecă la foc mic. Poți să-l faci în funcție de cât îl ții, el capătă diferite culori. Cu cât îl ții mai mult, cu atât se întunecă mai mult. Noi nu vrem să-l caramelizăm acum, ci doar să-i dăm un pic de culoare, ca să nu fie supa aia prea palidă, știi? Deci învârți frumos așa, cât să prindă un pic de culoare și după aia rântașul îl pui în supa care fierbe și se mai ține pe foc câteva minute și să se îngroașă în felul ăsta nițel. În general, rântașul nu e tocmai bun pentru ficat, dar este foarte gustos, așa că atunci când e pus în diferite mâncăruri. Putem să facem din când în când, ne mai facem de cap. Și în ce avem noi aici, adică supa cu fond de pui, cu bere, cu legumele respective și cu rântaș care s-a redus un pic, pui smântână grasă, atenție să nu se separe, restul de jumătate de sticlă de bere, cheddar ras, niște cheddar maturat ca să aibă un gust puțin înțepător, știi? Să nu fie bleagă, brânză, un cheddar mai înțepător, așa, și se amestecă pe foc mic câteva minute să se omogenizeze. Se adaugă și șunca prăjită. L-a luat. Și se amestecă. Dacă e prea groasă, supa, zic, mai punem puțin fond de pui. Dacă nu, nu. E ok așa. Și se pune în fanfurie. Merge o frunzuliță de pătrunjel pentru decor și se papă cu felii de pâine prăjită, frecată cu căței de usturoi. Tăiați așa, știi? Hâț, hâț și frecați, mă, și cranț, supă, de la... o linguriță. Îmi sună chowderul ăla american, cumva așa, ca și consistență mă refer. Da, este o supă groasă. E foarte groasă. Chowderul are bucăți, de fie de piești, fructe de mare, fructe fie de mare, pește, da. Poți să faci chowder cu porumb. Da, chowderul ăsta, prieteni, e o supă tradițională americană. Da, e mai albă, da. Care, de fapt, e ceva între supă și tocană. Cam cum e gulașul. Da, când pui... Că și gulașul poate fie mai supă sau poate fie mai tocană sau poate fie între, adică e un range larg între... Prima dată când am mâncat chowder,
la ei acasă acolo, mi-a dat castronul cu ceaudăr și cu o lingură înfiptă care stătea drept. Exact, da. Uita, zic, ce e asta? Super! Ok!